În cadrul conferinței de presă organizată de Asociația Patronală a Operatorilor Portuari, unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai transferului de acțiuni a fost Gabriel Comănescu, șeful grupului de servicii petroliere. Atacurile lui Comănescu au fost concentrate asupra edilului Constanței, pe care îl acuză că ar avea interese personale prin transferul unui număr suplimentar de acțiuni în administrarea Consiliului Local Constanța. Pe de altă parte, primarul Constanței a declarat în repetate rânduri că trecerea unui portofoliu suplimentar de acțiuni în administrarea Consiliului Local Constanța ar aduce beneficii populației orașului. Suntem surprinși și nu înțelegem de ce primarul Mazăre își dorește o preluare a acelui pachet de acțiuni, cu cât mai mult cu cât este lesne cunoscut faptul că întreaga echipă managerială este formată în apropiații săi, primarul Radele Mazăre fiind cel care coordonează întreaga activitate. Activitatea portului, care servește mulți agenți economici și interese economice din România, este adresată nu doar entităților locale. Exemplu. Siderurgie. Nu e niciun combinat siderurgic în Constanța. Unul e la Galați. Termocentrală, la Iași și la Mintea Deva. Alt combinat siderurgic în Ungaria. Operatorii portuari au precizat că dacă dorințele lor nu vor fi luate în seamă de actualul guvern, vor recurge la acțiuni de protest, care vor culmina cu o eventuală blocare a activității în portul Constanța, fapt care ar aduce prejudicii imense economiei naționale. Am inițiat deja demararea acțiunilor de protest în fața administrației portului Constanța, începând cu luni, timp de 3 zile, suspendăm până la finalizarea procesului de alegeri, ca să nu fim acuzați că încercăm să boicotăm în vreun fel procesul de alegeri europarlamentare, după care vom relua acțiune de protest, până când vom reuși să sensibilizăm sau să determinăm factorul politic să ia o hotărâre normală în spiritul interesului național și nu al unui interes restrâns local.